Fă-ți un CV bun. Ce înseamnă CV bun în Franța? O pagină maxim, studii, competențe, experiență. Și cam atât. Scoate în evidență punctele tale forte. Cunoaște limba franceză sau nu? Depinde de regiune, depinde de lucru care îl cauți. De exemplu, dacă vrei să lucrezi barmaid, barman în Chamonix, n-ai nevoie de limba franceză. Cu limba engleză poți să te descurci și cu un minim de franceză. Dacă vrei recepționistă, trebuie să cunoști și în engleză și franceză și o altă limbă de oricare, de preferință italiana sau germana, oricum. Ideea e că dacă îți dorești, găsești. Dar să nu îți găsești scuza că nu știi limba. Pentru că nu este cazul. Creează-ți o imagine clară a ceea ce cauți. Zile de odihnă, orar, perioada de lucru, ce mai este? Regiune. Notează pe o hârtie tot ce e important pentru tine și prioritizează și mai ales vizualizează, pentru că până la urmă ai să găsești ceea ce cauți. Faci un sezon. Tu ai făcut un CV bun, știi ceea ce cauți, cunoști limba sau nu. Urmează să cauți. Suntem în era internetului, așa că e simplu. Search, Google. Și dai bătaie. În Franța, cel mai folosite site-uri sunt Pôle emploi, Hôtel de Restauration, Le Bon Coin, Facebook, se folosește din ce în ce mai des. Eu am găsit sezonul acesta cu Facebook. Verifică comentariile pe TripAdvisor sau Google Comments sau orice alt site de acest gen pentru a îți face o imagine despre întreprindere. De obicei, comentariile astea conțin indicii subtile privind condițiile de viață sau atitudinea șefilor față de clienți și, prin urmare, față de angajați. Întrebări exacte. Ai trimis CV-ul, nu, mai întâi ai căutat anunțuri, ai găsit o întreprindere care îți place, ai verificat comentariile sunt pozitive, ai trimis CV-ul și angajatorul încep să te contacteze. Foarte important în acest moment să pui întrebări exacte. Deci, ei de obicei, un interviu telefonic derulează cam așa, ei încep prin a-ți prezenta întreprinderea, în ce va costa jobul tău și salariul, uneori trebuie să întrebi tu. După care urmează tu să te desfășori. Începe prin a pune întrebări legate de jobul care trebuie să-l faci, ce e orar, cât de mare e echipa, ce exact costă jobul tău, dacă ei nu ți-au spus-o mai devreme. Soarele pleacă. Întreabă
câte zile de odihnă o să ai pe săptămână. E important, pentru că dacă nu pui la punct aceste detalii înainte, ei vor profita după aia. Ai avut interviu cu angajatorii și te-au acceptat. Felicitări, ai un loc de lucru și o aventură care te așteaptă. Nu te-au acceptat, mai încearcă. Nu trebuie să te descurajezi. Eu cred că sezonul ăsta am primit, nu știu, am trimis cel puțin 60 de candidaturi. Dar căutam ceva exact, știam ce caut și nu prea aveam competențele pentru ceea ce căutam, dar nu am pierdut speranța. Am găsit până la urmă ce am căutat, dar nu mi-au plăcut condițiile de viață și până la urmă am găsit în altă parte. E o aventură, e stresant uneori, e ca orice lucru până la urmă, dar trebuie să-ți placă. Instabilitatea un pic nu o să-ți crezi, nu o să-ți crezi o rutină aici sau nu o să ai obiceiurile tale, o să fii un pic destabilizată, oameni noi, lucru nou. Trebuie să-ți placă aceste chestii. Dacă nu, există alte locuri de muncă, există alte posibilități. Și nu uita că până la urmă găsești ceea ce cauți. Dacă nu vizualizezi și nu știi exact ceea ce cauți, o să găsești un job care nu-ți corespunde și din cauza căruia vei suferi. Cel mai bine e să-ți iei un minut, să notezi pe o foaie ce cauți, prioritizezi, vizualizezi și asta vei găsi. Sau mai bine. Nici într-un caz mai rău. Sau dacă e mai rău, nu-ți fie frică. Sunt ofis de turism în Franța, sunt primăriile, sunt grupurile pe Facebook, atâtea posibilități să găsești ceva mai bun. Nu suporta condiții mizerabile de viață doar pentru că durează doar 3-4 luni sau doar pentru că nu ai să găsești ceva mai bun sau pentru că cineva ți-a spus asta, altcineva sau mai știu eu ce alte scuze îți găsești. Nu simți, you don't have the feeling, las-o pe altă, nu are rost. Bon chance, mult noroc în a-ți găsi jobul din următoarea aventură.